Salut! În continuare voi prezenta motosăpătoarea ProGarden Campo 703. Mai exact voi prezenta în detaliu conținutul setului de livrare, ansamblarea și punerea în funcțiune. Campo 703 este o motosăpătoare simplă, cu transmisie cu pinioane, lanț și ambreiaj cu întinzător de curel. Motorul are 7 cai putere, iar cutia de viteză are 2 trepte pentru mers înainte și una pentru mersul înapoi. Este livrat într-o cutie din carton, în interiorul căruia sunt toate componentele necesare ansamblării, care sunt protejate de o structură din metal. În setul de livrare găsim apărătorile pentru noroi, elementele de fixare și alte componente de mici dimensiuni, adaptorul pentru unelte, manicoții pentru roți, mânerul de ridicare frontal, suporții apărătorilor de noroi, opritorul, capacul pentru curele de transmisie, suportul pentru ghidon, frezele cu discurile laterale și roata pentru transportul pe distanțe scurte. Frezele au câte 3 rânduri de sape pe fiecare parte și discuri laterale. Lățimea de lucru poate fi redusă prin scoaterea unui rând de sape. Roțile cu anvelopă au cameră de aer, jante de 8 soli și cauciucuri de 400 cu 8 cu profil agricol. Motorul, cutia de viteze și transmisia sunt livrate ansamblate, fără ulei. Ghidonul are montate manetele de ambreiaj și accelerație. În punga cu accesorii găsim componentele cu dimensiuni mici, contactul electric, garnitura capacului cutiei de viteze, un set de chei, elementele de fixare, suporții din față pentru apărători, bolțuri pentru cupla de tractare, arcul pentru ambreiaj și manualul cu instrucțiuni. Acesta este întreg conținutul setului de livrare al motosăpătorii ProGarden Campo 703. Pentru a asambla acest utilaj, aveți nevoie de un set de unelte și de un minim de cunoștințe de mecanică. Vom începe ansamblarea de jos în sus, astfel că prima dată vom monta manicoții pe jante. Aceștia se fixează cu 4 șuruburi, cu piulițe și șaibe elastice. Strângem bine șuruburile de fixare. Sapele sunt livrate cu țitele montate, fiind nevoie să montăm doar bolțurile cu agrafele de siguranță. Montăm roțile. Acestea se fixează cu un bolț cu agrafă de siguranță. Roata din față este esențială pentru manevrarea ușoară atunci când sunt montate sapele. Aceasta se fixează pe utilaj cu un șurub, care are și rol de balama, iar un bolț cu siguranță blochează roata într-una dintre cele două poziții. Șurubul este prevăzut cu o piuliță cu splin de siguranță. Mânerul ajută la manipularea utilajului în diverse situații. Acesta se fixează odată cu suportul din față al apărătorii de noroi. Împingeți acest suport în spate la maxim. Dacă este deplasat în față, nu ne va permite mai târziu să ridicăm roata, care va lovi în suport. Cei doi suporți ai apărătorilor de spate sunt fixați fiecare cu câte un șurub.
Am întors suporții din față. Dacă îi lăsăm așa, sunt prea aproape de motor. Acum montăm apărătoare. Repetăm procesul și pentru apărătoarea din stânga. Angrenajele cutiei de viteze și transmisiei sunt acoperite cu un capac din carton pentru a le proteja de impurități. Acest capac trebuie îndepărtat și înlocuit cu suportul pentru ghidon. Cutia de viteze și transmisia împart aceeași carcasă, iar împreună necesită un litru de ulei de transmisie. Uleiul de transmisie recomandat de producător este ProGarden ProHD GL4 80W90. Cutia de viteze este prevăzută cu bușon pentru ulei. Am ales să punem uleiul acum, înainte de a monta capacul cutiei de viteze, deoarece se văd clar angrenajele care necesită ungere. Suportul ghidonului, care este și capacul cutiei de viteze, trebuie să fie fixat etanș pentru a nu pierde uleiul din interior. Etanșarea este asigurată de garnitura de cauciuc, care este strânsă bine între capac și cutia de viteze, cu cele 4 șuruburi de fixare. Așezăm capacul, suportul ghidonului, cu atenție, astfel încât garnitura să nu se deplaseze din poziția corectă. Apoi strângem ferm cele 4 șuruburi. Pentru fixarea schimbătorului de viteze vom folosi un bolț cu o agrafă de siguranță, însă poziția acestuia între fulie și cutia de viteze este mai greu accesibil. Maneta schimbătorului este formată din două segmente care se îmbină între ele. Ghidonul se fixează pe suport cu un șurub, iar poziția preselectată se blochează cu două coroane dințate. O șaibă plată și una elastică împiedică șurubul să se desfileteze din cauza vibrațiilor. Fixăm ghidonul în poziția dorită și îl strângem bine. Odată montat ghidonul, putem să conectăm cablul de comandă pentru accelerație, ambreiaj și cablul contactului electric. Cum utilajul este urcat pe o platformă, am coborât ghidonul la o înălțime potrivită pe durata montajului. Așezăm maneta accelerației într-o poziție convenabilă și strângem șurubul de fixare. Montăm contactul electric al motorului în partea dreaptă. Fixăm pe ghidon cablul electric și cablul accelerației cu ajutorul unor clipsuri din material plastic. Clipsurile au canale speciale pentru cabluri. Procedăm la fel și în partea stângă cu cablul de ambreiaj. Pentru a monta cablul de comandă a ambreiajului, astfel încât această operație să se vadă clar și în video, am ales să-l demontăm din manetă și să începem montarea de la capătul opus de la ambreiaj. În acest fel, se poate vedea și cum se înlocuiește cablul de comandă. Ambreiajul este acționat prin intermediul unui arc montat între întinzător și capătul cablului de comandă. Pentru montaj, arcul se agață de cablu, apoi de suportul rolei întinzătorului. La final, îl montăm înapoi în maneta de comandă. Capătul cablului este ținut în poziție cu un știft despicat care se asigură cu un splint. Înșurubăm mantaua filetată pentru reglaj. La întinzător, așezăm mantaua cablului de comandă în reazem. Testăm funcționarea, dacă este cazul reglăm întinderea și la final strângem contrapiulița. Instalația electrică este simplă, necesitând doar conectarea celor două fire de la contact. Firul cu papuc se conectează la masă, iar cel cu conector la firul care este din motor, de la bobina de inducție. Îmbinăm cele două tuburi transparente pentru a forma o izolație electrică. Senzorul de ulei oprește motorul în cazul în care uleiul este insuficient. Conectarea cablului de accelerație se face mai ușor cu filtrul de aer demontat. Așezăm mantaua cablului în reazem, apoi fixăm cablul din oțel pe pârghia accelerației cu acest șurub. Maneta de comandă și pârghia accelerației trebuie să fie la capăt, la relantii. Strângem șurubul de fixare al cablului și verificăm dacă funcționează. Dacă tot am demontat filtrul de aer, este un moment potrivit să punem ulei în rezervorul acestuia. Folosim ulei pentru motoare în 4 timpi, Pro 10W30 de la ProGarden. Atunci când utilajul este orizontal, nivelul uleiului trebuie să fie la marcaj. În capacul filtrului de aer este cartușul filtrant din burete. Pentru întreținere, acesta se spală periodic cu apă și detergent, se stoarce bine și se montează la loc.
După ce l-am spălat, poate fi muiat în ulei pentru motor, stors bine și montat. Motorul nu vine cu ulei, așa că înainte de a-l porni, trebuie să adăugăm 600 de ml de ulei Pro 10W30 de la ProGuard. Desfacem bușonul și cu motorul în poziție orizontală, adăugăm 600 de ml de ulei. Nu adăugați mai mult de 600 de ml de ulei, acest lucru dăunează motorului, putându-l strica. Verificăm nivelul, punem bușonul la loc și îl strângem. Motorul are 7 cai putere și funcționează cu benzină fără plumb, cu cifră octanică minim 95, iar capacitatea rezervorului este de 3,6 litri. Rezervorul este prevăzut cu un filtru pentru impurități, care trebuie curățat periodic. Procedura de pornire este foarte ușoară. Punem contactul electric, accelerăm ușor, deschidem robinetul de benzină, închidem șocul, tragem ferm până la capăt de sfoara demarorului până la pornirea motorului. Imediat după ce motorul a pornit, deschidem clapeta de șoc. Am lăsat neacoperite curelele de transmisie pentru a putea vedea funcționarea ambreiajului. Capacul de protecție pentru curele se fixează cu două șuruburi. Cupla pentru tractarea uneltelor cu tija opritorului se fixează cu un bolț cu agrafă de siguranță. Așa arată utilajul gata de lucru. La final, voi arăta principalele comenzi și reglaje ale utilajului. Maneta de ambreiaj. Motorul este cuplat când maneta este apăsată. Maneta de comandă accelerație. Contactul electric al motorului. În poziția off, motorul se oprește. Schimbătorul de viteză. Reglajul pe înălțime al ghidonului. Slăbim șurubul de fixare. Aducem ghidonul în poziția nouă și strângem șurubul. Ridicarea și coborârea roții din față.